ocupai pe vreundeva, nu? N-ai. Nu, ești bine. Ioana? Îmi place foarte mult ținuta și îmi place mult ce are deasupra. Seamănă cu o poză ce am văzut eu pe Pinterest, cu o tipă blondă, cu breton, chiar așa avea și ea freza, doar că avea fata și din poza... Și aici scrie, one more flowers. Ah, na. Îl aveam în garderobă de câțiva ani. Da? Foarte folosit. S-a furat cioara, cum e? Spiritoarea de ciori. Vedeți că sunt închiriate, trebuie să le returnezi. Păi spiritoare de ciori. Trebuie să le returnezi de fetiță. Să fii delicată cu, da, da, să suntem. Fii delicată cu domnișoara. Așa. Altfel, Ioana? A doi. Doamne, Hristoase. Păi și pe domnul l-ați lăsat singur. Da, da, și pe domnul. De supărare. Lasă-l fetiță. Moriți. Așa, să ne concentrăm un pic, Ioana, putem? Deci e cumva seamănă cu o ținută care chiar era de acolo, din Woodstock, din 69. Nu prea îmi place cum îi stă ei personal cu breton, dar culoarea îmi place cum îți stă. Breton am mai avut, l-am întors un pic așa să astea. Ah. Și dacă nu observați make-up-ul, m-am chinuit foarte mult cu make-up-ul. Nu prea să vede, eu te-am văzut și am făcut pistrui. Până pe piept și l-am protejat destul de mult să nu se topească, să nu se prelingă până în jos. Să vedem ce spun jurații, dacă s-au liniștit, Doamne ajută, despre ținută și moment, Mădălina în fața lor. Îmi place foarte mult styling-ul. Nu mă deranjează nici pe departe pantofii, pentru că nu-i văd foarte bine dacă ne arăți. Da. E o tăietură indecisă. Mi-aș plăcut bretonul să fie un pic mai evident. Mi-a plăcut cum ai schimbat poncio și ne-ai arătat și partea cealaltă. Ai avut grijă să ne arăți și mesajul. Din greșeală. Da, am vrut să citești și nu l-am mai întâmplat pe aceeași parte. Nu mi-a plăcut momentul. Ținuta arată destul de bine. Cred că ești foarte aproape de a merge la acest festival. Mulțumesc. Să știi că mă așteptam din partea ta să ai ținuta perfectă și nu m-am dezamăgit, pentru că tu, stând în Ibița, bănuiesc că ai frecventat foarte des petrecerea Flower Power de la Pacea, nu știu cum da, se zice. Pacea. Și acolo lumea vine îmbrăcată într-adevăr pe un boho chic de lux divinisim, așa cum ești tu în seara asta. Este cea mai bună ținută în această seară, de departe. Mădălina Panfile este tot ceea ce voiam să fiu eu în viața asta. Vă spun sincer, dacă se pot da înapoi, eu vreau să fiu Mădălina Panfile. Vreau să rămână pentru eternitate chestia asta înregistrată. Nu știu cu cine lucrează, sunt chiar curioasă, sper să aflăm, dar lucrează cu cel mai bun stilist din această competiție, fără discuție. Draga mea, Mădălina Panfile, tu lucrezi singură? Nu, am parte de ajutor. Ai parte de ajutor? Am sigură, chiar... Păi ai un ajutor, fetiță? Are un ajutor foarte bun. Ai un ajutor pentru că întâmplarea face că, deși ai spus că nu ești foarte confortabilă cu tema, ai cea mai bună ținută din seara asta. Da. Să vedem notele. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților din cea de-a doua gală din sezonul 7. Pe locul 1 avem două concurente. Jurații au făcut jurații să desfacă. Bună seara! Bună! Bună, regină, foarte complicată situație. Vedem notele. Ei, ia, dragă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc frumos. Bine, bine, Mădălina, felicitări. Vorbește și cu cei de acasă. Bună seara, dacă și vouă v-a plăcut de mine și emoția pe care o transmit, chiar dacă în seara aceasta a fost ceva mai liniștită, nu am fost așa de sigură pe mine, vă rog să mă votați cu indicativul 5 la 1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. E mișto. Din punct de vedere stilistic, eu n-am ce să-i spun. Nu puteam să-i dau 4, nu puteam să-i dau, pentru că într-adevăr a fost și este cea mai bună ținută ediție. În acest moment e destul de plată.
Adică ea, ea are o energie destul de joasă, joacă pe o singură scenă, într-un singur act, cu un singur tip de lumină, cu o singură voce, cu două mișcări și așa mai departe. Ori chestia asta la un moment dat va deveni extrem de repetitivă și asta o să vadă inclusiv Mădălina Panfilă când se va uita la ea pe televizor.